Aceasta este partea a treia din live. Iarăși vorbesc despre proiectele lor, despre ce vor să facă, răspund întrebărilor. Au fost și foarte multe de hate. Vă las video și ne vedem la ultima parte. Părul meu și prefer să-l decolorez maxim o dată pe an, ca să-i păstrez lungime și să fii sănătos și tot. Cred că e peste așteptările tale, Peneș. Da. He definitely is. Părea a fi foarte influențabilă de Dana și Larisa. Îmi pare rău că dacă supără părerea asta. Am auzit tot timpul că, nu știu, legat de chestia asta cu Larisa și cu Dana, nu poți să zici că cineva poate fi influențabil doar pentru că stă cu anumite persoane, poate care altora nu le plac, nu știu. Nu știu. Dar n-aș avea, mai ales legat de Larisa, nu. Cum te înțelegi cu părintele Beneș? Muy bien. All good. Ai grijă, Peneș, să conduci pe Meh... Ce e aia? Mehes. Emoția pe care ți-am spus. Ah, pe da, pe acolo am fost. Am vorbit cu doamna Dana, nu... În ce relație rămas cu Dana? Nu mă întrebări de astea. N-am vorbit cu doamna Dana. Da, mesaj. Credeți că îi mai puteți vă plac, cred că, cupla pe Larisa cu Răzvan? Nu. Nu. Nu am încercat noi lucrul ăsta. Trebuie să vină de la sine să vor ei, să vrea ei să facă lucrul ăsta. Nu, așa nicio treabă unul cu altul. Din punctul de vedere de cuplu. Să vă iubiți mult. Ce care vrea să fiu naș dacă o să-i de acord. Duracell în... Nu, am înțeles. Salvați live-ul. Ok. S-a văzut diferența când ai rămas doar cu el și când erai și cu ele. Da, asta nu neg. Posibil s-a văzut. Da. Poate și pentru că petreceam timpul și cu alte persoane, nu doar cu el. Na, nu era chiar ok. Cred că nu ai nimic, dar nimic în comun cu Larisa și cu stil de viață. Știu că tu trăiești o familie. N-am apucat să-mi citesc. Ceva n-am vorbit frumos de tine, Sabina. Doamne, mor de dragul vostru, de 6 luni mi-ați mâncat ficat și dormea foarte puțin la serviciu, eram zombi. Mă, mulțumim, Diana. Perneș, ești tare frumos. Nu, care Perneș? Că acum suntem doi Perneș, nu Perneș. Da. Afară sunteți diferite priorități. Da, în diferit context afară. Eu am zis chestia și la confesiuni, că nu, cum a fost întrebat, cât o să reziste cuplurile. Mai nervă foarte tare cu turta aia. Turta vieții. Doar cu turta. Să vedeți la cozonaci. Dă mii de astea. Făcut turtă. Hai, Andra, de aici să te vezi. Și îmi făceam... Haide! Da, cu... Haide! Nu vrea. Nu vrea. Sarina, ai venit să ne pune pe alții mai presuri de pe noi să fentezi răspunsurile emisiune. Cum ce? Că aveam un talent de a pune pe alții gen, de a spăta și să fentezi în răspunsurile emisiunii. Something like that. Thank you. Fel, și ai vorbit cu Cosmin? Nu, și nici nu am ce să vorbesc cu Cosmin. Sabrina, când te vezi cu psica ta? Prin august, I guess. Nu știu, dar o să o aduc aici. O să stai cu noi și poate mai luăm și altă pisică. Luăm și altă pisică? Ce ai văzut? Când o să mut pe terenul meu sau ce stai acolo. Pistim tine. Tu de aici pleci măritată. Păi el cumva citea viitorul, nu știu. Păi sunt destul de simplu, că tu citești așa, când crezi că o să faci un copil? Eu zic că primul copil o să fie pe 27 august. Vara? Uh-huh. Atunci al naș sau al naș, procreez? Sau de procreat, îl procreez eu. La anul? Uh-huh. Și pe anul viitor când o să facem, nu, o să fie la timburtică, adică, o să fie la timburtică, ce nebună, o să fie deja în cărucior cu noi, timburtică. S-a emoționat. Da, nu știu. Adică au mai stat cu pruncii aia la Oradea, pruncii noștri ai familiei, iubești copiii. În vacanță, o să plecăm, o să vedeți pe YouTube,
Deci să-i facem cont pe tub, Cu să ce fie. se ocupă fundația? Păi fundația la care am fost noi și la care lucrează verișoara mea de mulți ani, e al lui Mihai Neșu, un copil cu handicap, kineto, masaj, tot ce trebuie ca ei să-și revină cât de cât. Și ei acum fac ceva, adică donații pentru a construi un spital, te-am văzut, tot în acest scop, tot ca să ajute copiii cu handicap sau cu probleme, cu dizabilități, să le zic așa. Da. Pentru că sunt mulți și, na, nu știu dacă știți povestea lui Mihai Neșu sau nu, dar el cam după ce s-a accidentat, doar asta, cu asta s-a ocupat, să ajute pe ceilalți. Și dacă putem și noi să ajutăm, de ce nu? Mai ales că eu tot am fost pe acolo. Sorin e mică cu 3 ani decât mine. Cum a fost familia să vină de la Oradea, Perneș? Mama a fost super tare, nu știu, zicea o inteligență, am zis asta și te gaj cu care poți să discuți orice, care te înțeleg și te ajută, nu, mi-aș dori să, da, încă virgină, mi-aș dori să mai stau cu ei, sincer vă zic. Botoșani, bună, bună. Hai la Botoșani, măi! Liverpool, mamă, ce dormi de Liverpool. Am văzut și Scoția mai sus. N-ați zis să vă mutați în Oradea, un oraș cu multe potențiale. Oradea e un oraș foarte... Orașea. Oradea e un oraș foarte frumos. Mi-am place Da, foarte nu mult. E știu aproape de când noi, pot dormi să-mi să vizitez intru. familia cât de des vreau eu. Am trimis SMS-uri. Bună seara, vă sunt de la Iași. Iași, o pici la Călași. Nu puteați fi așa și în casă? Adică tu, Sabina. Florești, florești, florești numele tău. Am greșit așa mult. Nu știu ce bine, mă, că dacă Nu nu știu, fost, atunci dai dacă pe nu Antena erai tu Play. Eu nu așa, înțeleg. De iubirea ce mea, atunci dai pe Antena Play? cine m-a luptat atâta și nu mai era așa, deci n-ai greșit cu nimic, iubire. Au! O părere despre câștigători? Multe, multe felicitări! Și copii cum își doresc să se iese Da, și copiii și...